Iar este o manifestare deosebită, pentru că în fiecare an, în fiecare primăvară, ne aducem față problemele anului trecut, modul în care le-am rezolvat și ce avem de făcut de acum încolo. Din punct de vedere al sectorului de dezmembrare auto și reparații, în România s-a reușit să realizeze o asociație care cuprinde atât sectorul de dezmembrare auto și de reparații. Și în momentul de față încercăm prin metode științifice să creștem interesul consumatorilor pentru piesele second hand provenite din mașini aflate în perioada de garanție. În perioada următoare, din punctul nostru de vedere, trebuie să arătăm publicului care sau să indicăm publicului care este calitatea acestor piese, ca omul să poată să înțeleagă și să înțeleagă cultura pieselor reutilizabile. Și în același timp să asigurăm accesul publicului la diverse publicații prin care fiecare poate să se documenteze și poate să înțeleagă ce sunt aceste piese din obținute din reutilizare. Nu avem cultura acestui segment de reutilizare, recuperare, reciclare. Din cauza asta, România este și o țară codașă din punct de vedere al indicilor de reciclare. Asisoft a prezentat piețe de asigurare auto din România, a prezentat această platformă a serviciilor Autosell, SPSell și Incaso. În momentul de față, Autosell-ul a atins un grad de acoperire a pieței de circa 90%. Pentru SPSL avem foarte multe și foarte bune rezultate, în sensul că probabil că de luna următoare vom oferi celor interesați alertă de vătămări corporale. Este o alertă care va face ca companiile de asigurări să poată să prevadă niște cheltuieli referitoare la aceste evenimente.